au salvat 4 vieți într-o misiune contratim din ruinele cutremurului care a devastat Turcia. Acum s-au întors acasă. După 10 zile în care au privit în ochi deopotrivă deznădejdea și speranța, prima echipă de români a revenit acasă. Salvatorii români au fost întâmpinați de premierul Nicolae Ciucă, de ministrul de interne Lucian Bode, dar și de membrii ai comunității turce din România, care au venit să le mulțumească pentru ce au reușit să facă în țara lor. Modul în care ați acționat, modul în care ați reușit să salvați viețile a 4 cetățeni turci, reprezintă acel gest prin care, în situații disperate, ați reușit să redați speranța unor oameni deznădăjduiți că pot să fie salvați, și faptul acesta vi se datorează dumneavoastră. În Turcia au rămas 59 de salvatori care se vor întoarce zilele următoare în țară. Cei 55 de salvatori care au revenit deja vor beneficia de câteva zile libere după efortul depus în cel mai grav cutremur care a avut loc în Turcia. Ne-ați reprezentat cu cinste și de această dată, timp de 10 zile, în care ați fost angajați total într-un maraton contratimp pentru viață. Imaginile cu voi în acțiune, mărturiile de la fața locului, faptul că ați ținut în brațe oameni salvați de sub dărâmături, sunt expresia profesionalismului, devotamentului și spiritului de sacrificiu. Sunteți și de această dată eroii noștri și un exemplu de solidaritate demn de urmat.